Slăviți să fie Domnul! 1 Petru, capitolul 2. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim, Domnul, că suntem împreună în seara aceasta, pentru prima dată în această biserică. De altfel, în Zalău am mai predicat o singură dată, la Biserica Pentecostală, nu știu ce număr, acum vreo 10 ani, și acum în orașul ăsta predic pentru a doua oară, la invitația unor frați de aici. Acolo n-am fost invitat, din întâmplare am ajuns. Am mai fost la Ortelec, dacă spun bine, de două ori. Eu am tratat biserica aceea ca pe o biserică de la țară. Ei mi-au spus, nu frate, noi suntem orășeni și facem parte din orașul Zalău. Deși nu semăna orașul, dar treaba lor. Acum suntem împreună, m-am gândit mult ce să predic în seara asta. Vorbeam acasă cu fratele și mi-ar fi plăcut, pentru că dumneavoastră sunteți o adunare de rugăciune și exersați manifestarea darurilor Duhului Sfânt și mi-ar fi plăcut să vorbesc despre aceasta. Am făcut mai multe studii în privința asta, i-am chiar și propus, aș vrea să vorbesc din 1 Corinteni 12 cu 8 despre darul cunoștinței, care e tratat puțin și în cărțile de specialitate și chiar în Biblie. Că acolo spune, de pildă, unuia frate, da, prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința. Dar stând aici, m-am gândit eu că seara nu se fac studii biblice. Și m-am mai gândit că mulți din dumneavoastră, după ora 6, nu mâncați mult. Și mi-am propus să vă dau un pahar de lapte și să plecăm acasă. O predică mai ușoară, spun eu. Că aici spune și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat. Eu mi-am propus să vorbesc din versetul 5, că noi suntem o preoție sfântă, știți dumneavoastră, în Sfânta Scriptură, biserica suferă mai multe comparații. Odată e ca o armată, să strigăm mica capitolul 5, strângeți rândul în cetate. 2 Timotei 3 cu un, nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieță. Altă dată e comparată cu o turmă în care marele păstor e Domnul Iisus. Altă dată e comparată cu o casă. Și noi suntem chemați să fim o casă duhovnicească. În casa asta duhovnicească, casa nu-i dintr-o cărămidă, nu-i dintr-o piatră, e din mai multe zidite. Și acum eu sunt o piatră vie, tu ești o piatră vie, tu ești o piatră vie. Și când predicam despre legătura frățească, spuneam că aceste pietre, aceste cărămizi se pun în zid și se leagă cu mortar, care este dragostea, că spune Biblia, zidiți-vă în dragoste. Dumnezeu să ne dea dragoste tuturor. Dar până ajungem să aducem jertfe duhovnicești, m-am gândit că în Vechiul Testament jertfele trebuiau să fie fără cusur, ca să fie primite de Domnul. Și animalul acela care trebuia adus ca jertfă, se lua, se punea deoparte. Aduceți-vă aminte Exod capitolul 12, în ziua 10-a lui, a 1-a, se puneți deoparte până în ziua 14-a. Și trebuia să te uiți la el ca să nu aibă niciun cusur. Jertfa asta care o aducem noi lui Dumnezeu nu trebuie să aibă niciun cusur. De aceea am ales două acțiuni care trebuie să le facem noi. Versetul 1 din capitolul 2 spune așa, întâi lepădați. După aia în versetul 5 spune, aduceți jertfă. Eu cred că e nevoie și avem lucruri care trebuie să le lepădăm de la noi. Și după ce am lepădat aceste lucruri, ne aducem pe noi înșine ca jertfă. Că dacă aducem fără să lepădăm aceste lucruri, jertfa e cu cusur. Și haideți să luăm de la început, nu intrăm în detalii.
Spun că Apostolul Pavel asupra acestor lucruri mult de vorbit. Numai puțin așa spune, lepădați dar orice răutate. Ce spunem dacă venim la adunare, dar suntem cu răutate în inimă? Se bucură Domnul? Da, dacă eu predic frumos în seara asta, dar în inima mea am răutate, se bucură Domnul? Da, dacă eu mă rog puternic, așa ca la pentecostal, că eu sunt pentecostal convins, născut pentecostal, și am prins rugăciuni foarte puternice, dar în inima mea am răutate, se bucură Domnul? Și acum, ca să putem sluji în seara aceasta, vine Petru cu o recomandare, oameni buni, lepădați orice răutate. Iar Pavel spunea în Efeseni capitolul 4, versetul 31, orice, iubțime, mânie, strigare și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Asta spune mie că răutatea e de mai multe feluri. Și eu când m-am aplicat asupra Scripturii am spus, Doamne, oare eu ce fel de răutate am? Dumneavoastră ce fel de răutate aveți când o aveți? De care fel? Și cred că prima formă de manifestare a răutății este la nivelul gândurilor noastre. În Genesa, parcă în 6:5 spune că Dumnezeu s-a uitat la oameni, i-a părut rău că l-a făcut pe om, pentru că întocmirea gândurilor lor erau îndreptate numai spre rău. Ce fel de gânduri avem noi? V-ați surprins vreodată având gânduri răutăcioase? Fraților, eu am 60 și ceva de ani de pocăință, de când sunt pocăit. Am trecut de 61, merg pe 62 și mie îmi place să spun că 60 de ani de pocăință am. Un an n-am fost pocăit. Că Biblia spune că dacă părinții sunt credincioși, copiii sunt sfinți. Un an am fost sfânt. Dar după un an am început să scot cenușa din sobă, să vărs cana cu apă și o trebuie să mă pocăiesc. Mama mea spunea, și mă laud cu asta, născut în 1930, născut în pocăință, cu bunicul condamnat pe 25 de ani la Cernăuț. Și îmi place să cred că sunt un om pocăit. Câteodată eu m-am surprins pe mine că am răutate la nivelul gândului, chiar dacă nu mi-o manifest, chiar dacă nu pun în practică, dar de multe ori gândesc rău despre cineva, sau se strică cugetul, nu? Pavel spunea în 2 Corinteni 11:3, parcă, dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva prin șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos. V-ați surprins vreodată cu gândul stricat? Să gândești rău, să gândești murdar, să te oprești, să spui, Doamne, dar ce cu mine? De unde gândurile astea? De unde? Cum să poți strica gândurile astea? Că doar eu m-am pornit spre rai, spre împărăție. Și m-am surprins având gândurile astea. Chiar am spus, chiar dacă nu le expunem, că în Mica, în capitolul 2, versetul 1, spune, vai de cei ce cugete lucruri nelegiuite în așternutul lor. A doua zi, dacă pot să le pun în practică, le pun. Dacă nu, eu spun, rămân pocăiți, dacă nu, nu? Eu vreau să mă întâlnesc cu frate, nu știu care, hai că n-arăt, că nu mă cunoaște, și mâine să trag o ceartă cu el. Și nu mă întâlnesc cu el, am rămas pocăit. Să mă duc să fur, poftim, mă duc la patron să fur și când mă duc la furat, patronul e acolo, nu pot. Așa e că am rămas pocăit. Nu? Cum stăm cu răutatea la nivel de minte, la nivel de gând? E o formă de răutate, fraților, care trebuie scoasă de noi. Dumnezeu să ne ajute. Cum se strică gândurile? Acceptând gânduri de la diavol. În Ioan capitolul 13 spune că Domnul care știa că de la Dumnezeu a venit, la Dumnezeu se duce, i-a iubit pe ei, să i-a iubit până la capăt. În timpul cine, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l... Acum eu am spus, are putere diavolul să ne pună gânduri cu forța în noi? Eu cred că nu. Dar el vine cu gândul așa până la ușa inimii tale, persiste, el e foarte perseverent în gândurile astea, în momentul când tu le accepti, ți s-a stricat gândul. Că Dumnezeu îi spunea lui Cain, Cain, pentru ce ți s-a pus să mor în fața?
Nu e așa că dacă faci bine, găsești bine. Păcatul pândește la uși, dar tu să-l stăpânești. Și Cain n-a putut, Cain a deschis ușa. În momentul când deschidem ușa minții noastre, acceptăm gândurile de la diavolul, ni se strică gândurile. Sau în momentul când acceptăm poftele firii noastre pământești, că e o altă sursă, o posibilitate de a strica. Iacov 1 cu 13 spunea, niciunul să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare ispitit când e atras de pofta lui însăși momit și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce, știți cum e asta, fraților? Vine o poftă a firii pământești și zămislește în mine păcatul. Noi suntem oameni mari, când s-a zămislit un copil în burtă la mama lui, el nu se naște atunci. El mai stă încă 9 luni până la naștere. Tot așa este și cu păcatul. Accepți o poftă a firii pământești, accepți un gând de la vrășmașul, îl ții în tine, el crește, te obișnuiești cu el și în momentul când ți se oferă posibilitatea, tu îl înfăptuiești, că ești învățat. De unde ești învățat? Din mintea ta. De aceea rugămintea mea este, fraților, hai să scăpăm de orice ispitire a vrăjmașului și a poftelor firii noastre pământești. Nu lăsăm gândurile să zburde pe unde vor ele. Dumnezeu să ne ajute. Am spus că nu intrăm în detalii, da? Deci există o stricăciune la nivelul gândurilor. Mă rog, Domnul, azi să ne-o scoată la fiecare. Și acum nu pentru mine. Nu vă cunosc absolut pe niciunul de aici. Nici pe fratele care m-a chemat și mi-e prieten, dar numai prin telefon, și am avut discuții așa, nu-l cunosc la față. V-ați surprins vreodată având gânduri stricate, gânduri răutăcioase și răutate în dumneavoastră? Surori de aici, când bărbatul nu-i cum vrea tu, cum vrei tu să fie, și pleacă și tu dai din cap așa în urma lui, ce ți-ar trebui ții, dar nu îi spui nimica. Numai cu atâta rămâi cu o judecată în mintea ta. V-a surprins vreodată? Și atunci ne propunem să lepădăm orice răutate? Dumnezeu să ne ajute, amin? Al doilea nivel unde am întâlnit o răutate e la nivelul vorbelor. Că Psalmul 10, versetul 7 spune că au răutatea sub limbă. Cum o fi oare răutatea aceea de sub limbă? De câte ori vorbești, tot atinge acolo și tot scoți un pic de răutate. Ați întâlnit răutate, nu la voi, la unii care au răutate sub limbă? Da? Și apoi spune în Proverbe, capitolul 6, versetul 14, că ăștia care au răutate stârnesc certuri. V-ați certat odată? Acasă, nu ridicați mâna. Vreau să păstrez o plăcută aducere a minții despre voi. V-ați certat odată acasă? De ce v-ați certat? De bun ce ați fost? Nu, de răi ce a spus. Eu am o povestioară că am un nepot de-al meu, am mai spus eu asta, e om mare în București, nu spun ce, pocăit. S-a dus în sat la cineva și când se intre pe poartă scrie câini rău. Și el când a văzut, s-a temut, s-a dus în curte, un dulău mare dormea acolo. Și el s-a temut, s-a deschis și lătra, făcea, sfluiera, zvârlea cu pietre, că nu dormea nimic. O intra vreo doi pași în curte, dar cu portița deschisă. Câinele nimic. La un moment dat vine omul de prin grădină și îi spune, măi, scrie câine rău, văd un dulău mare aici, am dat cu pietre, el doarme. Ăla zice că e rău, e foarte rău, dar ține întrâns așa, nu se arată. Câteodată nu vi s-a întâmplat ca răutatea să nu mai puteți ține în voi? Și când răutatea aia din gândurile noastre, când nu mai putem ține, începem să o exprimăm prin vorbă. Au răutatea sub limbă și cei răutăcioși, cei răi stârnesc certuri. Nu ne certăm de bun ce am fost. Fraților, vreau să vă spun, părerea mea este că păcatele astea mari, cel puțin astea, sunt date de niște duhuri necurate. De aceea sunt așa de puternice. Filipeni capitolul 2, versetul 3 spune, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci fiecare să privească pe aproape să mai pe sus de el însuși. De cearta e dată de un duh de ceartă. Când vă certați câteodată fără motiv,
Că după ce s-au gătat ceartă, îi spune, bă, dar de la cine am luat? Bă, spun eu de la cine? De la un duh de ceartă. Și au fost astfel de descoperiri în unele familii în care au fost ceartă. Eu lunea asta am fost, luni, săptămâna asta, am fost într-o familie, am stat de la ora 7 după amiază până la 12 fără 20 noaptea, pentru că era ceartă. Și eu spun, măi, eu știu de la ce vărtare. Aici în casă este un duc de ceartă. Vă ațâți unul împotriva altuia, vă certați și el se dă înapoi și zâmbește bucuros că voi jumătate de noapte vă certați. Pentru că ceartă e dată de un duc de ceartă, nu? Minciuna e un duc de minciună, împărați 22 cu 22. Cum vei face? Vei fi un duc de minciună în gura prorocilor săi. Și când spui o minciună, ala e un duc de minciună, nu că ești tu isteț. Când Ioan 8:44 despre diavolul spune că e mincinos de la început și tata minciunii. Dar eu am spus întotdeauna, dacă să nască un copil trebuie și mamă, nu numai tată. Și dacă diavolul e tata minciunii, mama cine? Mama sunt eu care mă pun cu diavolul și amândoi naștem o minciună. Dumnezeu să ne păzească, frate. În Osea 5:4 vorbește duh de curvie. În Deuteronom vorbește 31:27 de duh de răzvrătire. Și toate păcatele astea, păcate mari care creează dependență, stârnesc, date de niște duhuri, frate. Și sunt păcate cum e tutunul, alcoolul, pornografia, drogurile, jocurile de noroc, care creează dependență, că în spatele lor sunt niște duhuri foarte puternice. Dumnezeu să ne dea putere, de care s-au vorbit în seara asta, ca să fim mai tari și să îndepărtăm de la noi răutatea. Și răutatea aceea din vorbă. Când Psalmul 41 cu versetul 5 spunea psalmistul că ăștia vin la mine, vorbesc cu mine și când ies afară vorbesc cu răutate. Când va muri? Când îi vom vedea sfârșitul? Noi veni, fraților. În Proverbe 26 cu 26 spune, chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, răutatea lui va fi dată pe față în adunare. E o răutate, dar unii sunt diplomați, sunt fățarni, dă mâna ca Ioab, Hamasa, pace, frate, și aruncă afară măruntaile. Eu atât vreau să vă spun, răutatea nu e bună. Dacă vrei să slujești în adunarea Domnului, aduci jertfă, vrei să cânți aici, vrei să predici, vrei să prorocești, vrei să faci o lucrare, lepădați orice răutate. Doamne ajută-ne, amin? Apoi răutatea și la nivel de faptă, nu numai la nivel de vorbă, câteodată ar fi bine să rămâi numai la vorbă, deși nu-i bună, dar unii sunt agresivi, trec la fapte. Întâlnim Geneza 49 cu 6 la binecuvântarea fiilor lui Iacob, spunea Iacob despre Simeon și Levi, nu intră Duhul meu la sfatul lor, la adunarea lor, că prea turbată le-a fost mânia și în răutate lor o tăiat vinele taurilor. Asta înseamnă răzbunare, știți dumneavoastră, când ai un duh de răzbunare în tine, ăsta nu e decât o refulare a răutății care o ai. O ții acolo, o ții acolo și la un moment dat te răzbuni. Eu cred că e mai bine că atunci când cineva face o greșeală, să-i spui, frate, uite așa, hai să ne înțelegem, hai să ne împăcăm. Eram odată într-o biserică unde am slujit și fata conducătorului de adunare a fugit cu unul nipocăit în lume. Așa au fost, nu era adunarea prea mare, o adunare de frați romi. Măi, eu am fost tare amărât, așa, am rămas la sfat frățesc la urmă, să vedem despre ce-i vorba. Tata fete plângea, fratele Dan, fraților, n-am știut nimic, Dumnezeu mi-e martur, n-am văzut, nu m-am gândit. Acolo era o femeie cu o tânără, cu un copil în brațe, copilul plângea, el legăna, dar nu se ducea acasă. Și eu am spus, bă, ce femeie e curioasă asta. Dar nu-i sfatul pentru dezătute, băi, dar nu i-am spus nimic, e membru în adunare, a rămas. Și s-a ridicat unul în adunare și spune, Dani, tu spui că n-ai știut? Eu de un an de zile știu. Cum de tu n-ai știut nimica? Și frate, Dumnezeu e martor, n-am știut nimic. Și când era discuția asta, femeia aici, copilul în brață, spune, măi, frate, tu ai știut că fata lui umblă cu nipot? Da, am știut. I-ai spus vădată în anul ăsta? Păi, ce să-i spun eu? Să-i spun eu de ce nu i-ai spus? Nu i-ai spus, pentru că atunci când eu am pus un conducător în adunare, erau ăștia doi frați mai buni. Și l-am pus pe Dan.
Și spune că nu l-ai pus, ai așteptat căderea lui un an de zile să-l dăm jos ca să te punem pe tine. Băi, prorocie curată a fost. Exact. Și atunci eu am spus, apă, nici pe tine nu te punem. Și am spus, cum e un an de zile? Și el spune că de un an de zile l-aștept. Cu ce l-aștept? Cu răzbunare? Îi faci dosar, îi pui filii la filii, la fratele tău, la sora ta? Asta e dovadă de bunătate sau de răutate? Că răzbunarea nu-i decât rezultatul unei răutăți care o ai în tine. Și Petru spune, lepădați orice fel de răutate. Doamne, ajută-ne! Răutatea se manifestă prin răzvrătire, nu? Cât în Deuteronom, om 27, nu te uita la răutatea, la răzvrătirea lor. Că un om care are răutate nu ascultă. Nu ascultă. Smeritul ascultă. În Filipeni 2 cu 8 spune că s-a făcut ascultător până la moarte Fiul lui Dumnezeu. Dar unul care are răutate în el tot timpul va fi răzvrătit. În tot timpul va face ceva împotrivă. Eu sunt prieten cu fratele Moloși de la Calafindești și spune, măi, drăgușel, măi, în păduri cresc lemne strâmbi și lemne sucite. Păi că de la lemnul strâmb mai face ceva, mai face un picior de coasă, că e bun, dar cu ăla sucit nu poți face nimic. Păi că dacă te uiți atent și după ce arde, și cenușa rămâne sucit așa el. Și avem oameni de ăștia în adunări, oricum ai fi, da, el e tot sucit. Dar asta nu e de la bunătate. Asta e o manare a răutății care o are el. Și răzvrătirea îi semn că este răutate. Nu mai vorbim din Geneza, capitolul 19, când imoralitatea se identifică cu răutatea. Spune că erau niște oameni din cale afară de răi, știți dumneavoastră când au pedepsit domnul Sodoma și Gomora. Imoralitatea e o mare răutate, fraților. Apoi vine Ieremia și face o afirmație la care m-am oprit, m-am gândit, 23 cu 11. Am găsit răutate chiar în casa mea. Am putea fi noi un pic răutăcioși când predicăm? Am putea fi noi un pic răutăcioși, nu spun foarte răi, un pic răutăcioși așa când slujim? Era fratele Cornel Bârsan, care a trecut la Domnul, bun predicator. Și vine o soră, spune că frate, mi te-a arătat Domnul că predicai, bun, cunoștea foarte bine. Și așa învârteai un bici pe deasupra adunării, dar aveai niște persoane și de când în când le loveai cu biciul, dar cu așa o precizie că nu greșeai. O spus Domnul, nu lovi tu, predică cuvântul, să lovească cuvântul. Că și eu dacă aș ști ceva despre unul, aș avea capacitatea să lovesc pe acela fără ca alții să prindă. Și apoi spune Ieremia, am găsit răutate și în casa mea. Aduceți-vă aminte fapte 13, aduceți-vă aminte de alte întâmplări, fapte 5 cu Anania și Safira. Dar Petru când îi spune lui Simon, ești prins în lanțul răutății și afară de lege. Dumnezeu să ne păzească de răutatea asta. Ne propunem să fim mai buni? Doamne ajută! Că roada Duhului, Galateni 5:22, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea și urmată de facerea de bine. Blândețe, credincioșie și înfrânarea poftelor. Hai, frate, să fim mai buni, dacă tot ne-am pocăit. Și să lepădăm orice răutate, să nu ne ridicăm la slujire cu răutate. Răutatea are mai multe comparații în Sfânta Scriptură. Voi vorbi numai de una singură, că sunt multe. Isaia 58. Iată postul plăcut mie. Desnoadă legăturile robie, îți leagă lanțurile răutăți. Răutatea e un lanț, fraților. Eu am un frate în adunare care l-am legat și lanțul are mai multe zale, mai multe verigi. Verigile astea pot să fie din gânduri, pot să coboare foc din cer, eu știu cine e. Eu nu-l accept. Verigile astea pot să fie din vorbe, de câte vorbe tot să-i aduc aminte, sau chiar din unele fapte. Poate Dumnezeu l-a iertat și eu îl țin pe omul ăsta legat cu lanțul răutății. Aveți pe careva legat așa cu lanțul răutății? Vreți să-l deslegăm în seara asta? Dumnezeu să ne ajute, amin. Eu de fapt mi-am propus să vorbesc din versetul 5, dar am spus ca jertfa să fie cu sur, nu mai intrăm acolo, vicleșu, prefăcătorie, pismă, clevetire. Avem câteva lucruri care trebuie să le lepădăm.
Hai să lepădăm răutatea și apoi să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce-ar însemna jertfele astea duhovnicești? Spune în Romani, capitolul 12, versetul 1, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci prima dată când ne gândim la jertfele care le aducem Domnul, ne gândim la trupul nostru, le aducem ca jertfă Domnul. Sunteți de acord cu asta, nu? Pentru că trupul nostru, până la urmă, 1 Corinteni 3 cu 16, e templul Duhului Sfânt, 1 Corinteni 6, 18 și 19, fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său și trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt locuiește în noi, slăvit să fie Domnul. Voi sunteți o adunare, am înțeles, botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Păi, templul Duhului Sfânt, care e trupul meu, eu trebuie să-l aduc aici jertfă. Eu am interpretat cam așa, aduceți aici, înseamnă prezență. Adică vin la adunare. Jertfă vie înseamnă activitate, dacă vii, fă ceva. Plăcut înseamnă sfințenie, deci prezență, activitate, dar și sfințenie. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Dacă vă spun ce rânduieli avem noi, nu, cred că nici nu ne-ați vizitat. Dar printre alte, conduceam odată slujba și avem două fete care cântau foarte frumos. Primesc un bilet, sora cu tare, cu X și Y, hai, au dorință să cânte o cântare. Dar eu mă gândesc, astea dau tonul la mod în adunare. Merg la școală, nu merg ca niște fete pocăite, nu se cunoaște pe drum că ele sunt pocăite. Cele mai elegante, așa, mi-a spus, dacă le dau voie să cânte, păi le urmează și celelalte. Și noi suntem o biserică, repet, conservatoare. Păi m-am gândit, am pus biletul în buzunar. Nu le-am pus. La jumătate de oră primesc alt bilet. Sora cu tare vor să cânte o cântare. Acum eram hotărât, din prima. Seara primesc un alt bilet, sora cu tare la programul de seara. Am pus aici biletul. Când am ieșit, ele amândouă în ușă, mieroasă. Frate Dragoș, ai primit un bilet? S-au fi gândit că nu l-am primit. Că vrem să cântăm o cântare? Nu. Am primit trei bilete, nu unul. Și de ce nu ne-ai pus? Păi hai facem o înțelegere. Hai umblați o lună de zile ca niște fete pocăite și vă pun. Pentru că jertfa asta trebuie să fie și sfânt, trebuie să fie și plăcută Domnului. Dumnezeu să ne ajute, amin? Nu știu dacă vă mai place, dar sperăm să fie din cuvânt totul ce vorbesc, da? Bun, hai să revenim. Aduceți trupul vostru, am spus că înseamnă prezență. Nu știu când aveți dumneavoastră prezența, mi s-a părut bună pentru sâmbătă seara. Nu știu, mai aveți în timpul săptămânii adunare? Marța. Marța tot așa a venit adunare? Slavă Domnului! Eu am probleme cu multe biserici în care nu se vine în adunare. Cineva m-a întrebat odată, frate Dragoș, cum interpretezi versetul din Evrei 10:26, că dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă de iertare, ci doar așteptarea? Măi, care-i păcatul cu voia? Și apoi ne duce la Evrei 6 și știm noi. Măi, păcatul cu voia, când curvești, păcat cu voia. Când te duci la furat, păcat cu voia, nu? Când te duci, când te duci dai un... E păcat cu voia. Și când bei, tot păcat cu voia. Dar dacă citim versetul acesta, începând cu 24, Evrei 10:24, spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul. Și în versetul 26, că dacă păcătuim cu voia. Eu am spus, mă, știți care e taina, cam o înțeleg eu. Taina e că 26 e scris după 25. Adică, când duminică dimineața, eu știu de sâmbătă că mâine nu merg la adunare, că am o treabă. Eu vă întreb, nu-i cu voia? E cu voia, nu? Când știu din marți dimineața, eu de seară nu muc la adunare, că am o întâlnire cu cineva. Nu-i cu voia? Eu vă provoc la un lucru, încercați să veniți la adunare, dacă nu reușiți, sunteți nevinovați. La noi era un frate, tata, 14 copii, bum, cunoscător de Scriptură. Și spune, frate Dragoș, n-ai mai fost de mult pe la mine. Frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit, dar n-am mai ajuns.
Și el mă întreabă, dar cel mai aproape până unde ai ajuns de mine? După ce te-ai pornit, până unde? La 50 de metri, la 100 și... Da, păi... Mă, dar tu ai ieșit din o gradă, din curte? Zic, nu, apoi nu te-ai pornit. Te-ai gândit numai că dacă te porneai, ajungeai. Eu vă rog frumos, porniți-vă marți seara la adunare. Dacă nu ajungeți, nu sunteți vinovați. Dar dacă nu ieși nici din curte, cum să ajungi? Odată, cu ani în urmă, atunci făceam ca mecanic locomotivă, era meseria mea de bază, era o inundație grozavă de mare la Liten, Dolhasca, Siretul, ieșit un kilometru de apă, toată noaptea am lucrat, duminică dimineața eram chemat la Vicov la o nuntă. Ajung acasă dimineața la 8, spune la nevastă, pregătește hainele, plec. Unde te duci, măi, omule, că-i potop, nu vezi? Măi, nevastă, eu mă pornesc și îi spun la Miri, am ajuns până la Rădăuț, până la Gălănești și n-am mai putut înainta. Când am ajuns la podul de la Vicov, era o năvală de apă foarte mare, un frate curajos m-a pus într-o cuvă de excavator, nu știu cum, și prin tindere cei de apă m-a trecut și am fost și am predicat. O adunare goală, apa era intrat la frați, așa, și am spus, măi, m-am pornit și am ajuns. Dar dacă nu te pornești, cum să vii la adunare? Pentru că aduceți trupul înseamnă, în primul rând, prezența. Și eu am o pricină de laudă și nu vreau să o pierd. Și mă laud și în seara asta. Am, cred că, mulți ani de zile de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Bun, dacă n-am fost la mine, am fost în altă parte. Dar în timp când a fost adunare, eu n-am lipsit. Nu mă, dacă eu am fost în avion. În rest, nu. Și când merg cu mașina spre casă, am întâlnit adunări pe câte ora. Intru acolo, fac o rugăciune, plec mai departe. Unii m-au cunoscut, nu, am tot felul de întâmplări despre asta, dar nu trebuie să le spun acum. Dar am ani de zile de când n-am lipsit. Știți de ce? Am avut un coleg, un rău. La un moment dat s-a pocăit la frața adventiști, la sâmbătă. Și stând de vorbă cu el pe locomotivă, el îmi spunea, frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu, eu am 10 ani de zile de când n-am lipsit de la niciun sabat. El era mecanic, vorbea cu șefii, aranja cu colegii, le da ciubuc, schimba turile. De 10 ani de zile n-am lipsit la niciun sabat. Eu mă gândeam, săracul, eu-s cu harul, el e cu legea. După aia m-am gândit mai profund, dar harul îmi dă voie să lipsesc? Mă lasă harul să nu vin la adunare? Dacă ar fi să vorbim despre darul de Duhului Sfânt, da? Fiecăruia, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Păi dacă mie... 7. Dacă mie mi-a dat darul să predic și nu vin la adunare, de unde să predic, nu? Dacă tu, pe tine te-a făcut proroc, lucrător, dar stai acasă. Odată la noi la adunare, un frate care nu vine la adunare, foarte rar. Spune, frate Rauș, cheamă un grup de frați să se roage pentru cei din comitet cu punerea mâinilor să primim darul de Duhul Sfânt. Că e biblic. Și eu am spus, și ce vrei să faci cu el? Era vara. Cineva mi-a spus că el în loc să fie la adunare era la amiază în cireș, până la amiază. Zic, ce vrei să mănânci cireașă ca proroc, așa nu poți mânca dacă n-ai prorocie? Dacă n-ai nu știu ce dar, nu poți să stai acasă, să dormi de amiază? Nu? Dar eu am un dar de la Dumnezeu și spre folosul adunării. Dar dacă lipsești, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pocăință. Cu astea nu vă cer, frate, n-am venit să vă mustru. Cu asta ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și acum când aducem jertfe duhovnicești, aducem trupurile noastre și mai anexăm acolo Eclesiastul capitolul 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului și apropii mai degrabă să asculți decât să aduci jertfa nebunul, că ei nu știu că fac rău cu asta. M-am obișnuit când intru în adunare și trec pragul, îmi fac așa o verificare, măi, picioarele astea cum mai intră în adunare. Eclesiastul spune să păzesc piciorul când intru. Ce-ar sugera oare expresia asta? La piciorul meu, în primul rând, îi se cere curăție. C-o da drumul noi la un porumbel și porumbelul nu stă pe hoituri, nu stă pe leșuri, nu stă pe stârvuri. Și tot zburat, tot zburat, nu au găsit unde să-și pună piciorul, spune Cartea Geneză. Și omul înapoi și l-a luat noi și l-a băgat în corabie. Asta înseamnă că porumbelul are picioare curate. Picioarele noastre sunt curate? Și aici am o predică despre curăția picioarele, dar o lăsăm. Mergem mai departe. Ce ar sugera expresia asta? Ar însemna activitate.
Iob 33 cu 11, piciorul meu s-a ținut de piciorul lui. Pe unde ai umblat toată săptămâna când vrei să vii să cânți aici? Când vrei să vii să predi, să prorocești? Dar unde, ce ai făcut cu piciorul? Piciorul ăsta mai sugera și locul tău în biserică. Că în 1 Corinteni, capitolul 12, spune piciorul nu poate zice, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup. Și eu când intru în adunare, pun mâna pe clanță și mă gândesc, păi, curate picioarele astea, ce am făcut eu tot în săptămâna? Și mă mai gândesc la un lucru, că sunt mulțumit eu cu locul meu din adunare. Că dacă vin și nu sunt mulțumit, tot nu-i bun. Că piciorul nu poate spune, dacă nu-s mână, nu-s din trup. Nu, nu, Domnul te-a făcut picior și știi Domnul de ce a făcut picior acolo pe tine. Da? Și știi pe altul de ce l-a făcut mână și pe altul gură. Deci când aducem trupul, ne sugerează Eclesiastul să ne facem o cercetare. Cât suntem de sfinți, ce activități avem și cât suntem de împăcați cu slujba pe care ne-a dat-o Domnul, da? Timotei 1 cu 2, ne mulțumesc Dumnezeu care m-a chemat în slujba Lui. Să fim mulțumiți cu locul care ne-l-a dat. Că locul care ne-l-a dat, spune 1 Corinteni 12 cu 8, și El a pus în trup pe fiecare cum a vrut. Dar noi eram la o seară de stăruință. Eu am mai mult copii și în facultate, și în liceu, și în școala generală încă mai am. Am fata cea mai mare, atâta e de pocăit, atâta e de cuminte, o terminat dreptul la Cluj. Și s-a ridicat o soră străină de prin Dumbrăveni, o fetișoară, și spune că iată că în seara asta vreau să las un dar de prorocie. Eu când am auzit, Domnul Iisus, dă-i la fata mea. M-am pus pe genunchi, dă-i la fata mea, că știi că e pocăită, că știi așa, și mă rugam, nu? Și când timp ce mă rugam eu de lângă fata mea, o fată prin clasa 10-a, a ridicat mâine și a început să prorocească, Domnul, și lucrurile atât de curate, până cât îi mai trebuie fiii la mea. Dar nu e de la mea, e de la alta. Că Duhul Sfânt dă după cum vrea El. Duhul Sfânt nu dă nici prin vot, nici prin relație, nici prin rudenie. Duhul Sfânt e suveran, da? Și El a pus pe fiecare după cum a voit El. Și dacă te-a pus Domnul, nu știu ce slujbă ai, intră cu bucurie în adunare, bucuros că te-a chemat din lume, te-a iertat de păcate, te-a mântuit și te-a pus în trupul Lui. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Ce mai aducem noi ca jertfă Domnul? După ce am adus trupul nostru, înseamnă prezență, o jertfă vie, jertfă vie, că dacă vii și consumi aer și har, nu-i prea bun. Eu odată mă gândeam la negativ, la noi nu se cântă cu negativ în adunare. Mi-am spus, băi, dacă ești cântăreț, deschide gura, ia acordeonul, cântă-ți de-n voi, dar nu, tu stai și nu mai învârți un buton în continuu. Păi pun și eu o predică și învârți butonul, na, dacă facem așa, de tehnic. Și nu dăm voie cu negativ. Dar negativul ăla, eu nu știam cum se sincronizează cântărețul și e așa de bine. Și îmi spune, frate Dragoș, nu e așa, studiouri de înregistrare, există posibilitatea să mai pui un instrument, să mai scoți un instrument. Ele sunt acolo, tehnică. Și pui ce instrument vrei tu. Atunci eu m-am gândit la următorul lucru. La o cântare în comun care o cântă adunarea, ar avea Dumnezeu posibilitatea să înregistreze numai vocea mea? În mulțimea asta, să pun așa un amparat, El, că e Dumnezeu, așa, să pună numai vocea mea. Și când se termină cântarea, să dea, uite, atât ai cântat tu, Dragoș. Cum ar arăta cântarea mea, oare? Cu două strofe lipsă, un cuvânt spus, unul pe jumătate. Mă gândeam eu, oare, măcar s-ar înțelege ce cântare a fost? Ei, de atunci mi-am propus, la cântarea în comun, să spun toate cuvintele. Că dacă mă înregistrează Dumnezeu, nu? Și mi-am propus când vin la adunare să aduc ceva. Evreul când merge, aduce ceva. Voi ați venit la adunare, ce ați luat cu voi de acasă? Să aduceți la adunare. Este o cântare veche la noi. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete nu poți aduce. Ce ați adus voi când ați plecat de acasă? Măi, merg la adunare. Eu în seara asta am să strig odată, amin. Am să strig odată, aleluia. Și am să spun odată, slăvit să fie Domnul. Le-ați adus pe astea, le aveți cu voi? 2 Corinteni 1, 20 spune că aminul pe care îl spunem noi e spre slava lui Dumnezeu. Predicătorul nu are nevoie de aminul vostru, nu facem galerie. Dar eu când spun slăvit să fie Domnul, apoi laudă la adresa lui Dumnezeu. Le-am adus astea cu noi? Doamne ajută-ne, când venim și aducem trupul nostru, o jertfă vie, fraților, faceți ceva.
Și repet, o plăcută și sfântă. Erau îndemnați oamenii în Sfânta Scriptură, aduceți aminte, aduceți-vă aminte. Noi putem veni la adunare și cu atitudine, putem veni cu amintiri frumoase. Dacă ne aducem trupul, într-o adunare, știu adunarea și păstorul, predica un prieten de-al meu frumos, o soră s-a uitat țintă la el așa. Și el s-a bucurat, zice că ascultă, ascultă. Dar sora nu avea nicio grimasă, nicio mimică, nimica. Și la un moment întreabă, soră, spune drept la ce te gândești. Ia auzi că frate, Aurel, am uitat să închid găinile și tare umblă vulpea pe la noi. Și el se bucura că îi soarbe cuvintele. Noi dacă venim la adunare, trebuie să avem și o atitudine bună, să nu dormim pe băncile adunării. Că asta înseamnă jertfă duhovnicească. Și spune cartea numărul 15 cu 40 acolo, amintiți-vă de poruncile Domnului. Noi venim aici cu un bagaj de cunoștințe, noi știm ce spune Scriptura. Noi știm ce vrea Dumnezeu, legile Lui, poruncile Lui și trebuie să le împlinim să fim sfinți. Doamne ajută-ne! 1 Cronici cât 16 cu 12, 16 cu 15, aduceți-vă aminte de legământul făcut cu El. Eu cu mulți ani în urmă am făcut un legământ cu Domnul. Știi? Tot timpul mă gândesc la asta să nu-L calc. În urmă cu peste 35 de ani am făcut un legământ cu nevastă mea. Știi câte șanse de păcătuire am avut eu umblând atâta? Totdeauna mi-am adus aminte, măi, nu calc legământul ăsta. Eu întotdeauna m-am gândit la legământul care l-am făcut cu nevasta și la legământul care l-am făcut cu Dumnezeu. E o amintire care ni se cere să o avem. Acolo spune, aduceți-vă aminte de minunile Domnului. Eu întreb, sunt aici oameni care au experimentat minunile Domnului? Nu vă pot să ridicați mâna. Păi când vii cu amintirile astea la adunare și s-o vorbit de suferință, s-o vorbit de strâmtorare, eram tentat să vorbesc de strâmtorările noastre din vremea de acum. Dar eu știu că în strâmtorare Dumnezeu m-a izbăvit de atâtea ori. Și Dumnezeu ne izbăvește și acum. Joi seara eram la într-o biserică, eu și-am avut o lucrare, diavolul vrea să te lovească în călătoriile tale. Veneam ceilalți de o săptămână din Ardeal, și la Vatra Dornic, când se trec calea ferată, 12 noapte, afară ploua, întuneric, în loc să o iau pe sensul meu, am luat-o cu scoarul un pic mai înainte, pe contrasens. Și din fața mea a omnit un tir, mi-a dat două goarne mari și m-a dat cu... Dar el venea încet, eu veneam încet, m-am strecurat pe lângă el, aveam stat cam... Mi-a spus, domnule, scuză-mă, doar drumul ăsta l-am făcut de 100 de ori. N-am fost atent. Lasă, domnule, că n-are nimic. Bine că nu s-a întâmplat nimica. Și când am plecat de acasă, mi-a spus adunării, rugați-vă, Domnul, să pună pentru mine un înger să mă păzească. Dar un băiet de la cor să pleacă lângă băietul meu și spune, după cum conduce tatu, îi trebuie o ceată mare de îngeri. Că eu nu-s tare bun șofer, recunosc. Nu-s tare bun șofer. Dar îmi aduc aminte de minunile Domnului. În 60 și ceva de ani, Dumnezeu m-a scăpat și de moarte, și din ecaz, și de boală, și eu când vin cu amintirile astea, întreba Saul pe David, măi, dar tu te bați cu omul ăsta așa mare, cu ce argumente ai? Zic, împărate, eu pășteam oile tatălui meu, și când venea un urs sau un leu, îl săream, îi rupeam falca, cel care a fost cu mine acolo, între voi, va fi cu mine și în Valea Terebinților. De atâtea ori m-a scăpat Dumnezeu. O îngrijă din familia mea, de soție, care mi-a fost bolnavă, Domnul a vindecat-o, de copii care erau bolnavi și mi s-au spus de la spital, copilul ăsta nu va merge, trei doctori. Și am chemat un frate ca să-i fac ungerea și nu a vrut să roage. Frate Jean, roagă de gute, am trei... diagnosticuri date de specialiști. Bă, el a închis ochii, eu văd băiatul ăsta cum fuge, la 9 luni merge în picioare. Acum e student. Asta a făcut-o Dumnezeu. Și eu am multe minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, le-am experimentat. Păi când mai am un necaz, când mai am o strâmtorare, spun ca David, ăla care a fost cu mine, cu leu și ursul, azi fie cu mine și azi. Credem asta? Aducem asta la casa Domnului. O să ne fie bine. Evrei 7:1.
Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le, măi, o amintire. Eu acum lucrez pentru o carte care vrem să o redactăm cu ocazia centenarului, răspund într-un fel de zona Moldovei de 436 de biserici. Am câteva zile, aseară am plecat de la comunitate la ora 9, ca să termin istoricul ăsta. Și acolo am întâlnit istorii frumoase, 1912, botezați cu Duhul Sfânt, la mine în sat biserica din 1928, Biserica Pentecostală. Câțiva din bătrânii ăștia mi-amintesc. Unul din ei, bunicul meu, v-a spus, condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, domnul îngăduit, a venit acasă. Am întâlnit acum mărturii din adunarea din Volovăț. 30 de frați au fost predicați odată. 4 surori au murit acolo, în pușcărie. Nu și-au mai văzut copiii. Și am mult în arhivă care le selectăm acum. Și mi-aduc aminte de ei și mi-aduc aminte de unii cum au murit. Ca niște sfinți. Și spunea Pavel, uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le. Oamenii ăștia au pus niște rânduieli în adunare. Au pus niște rânduieli în trăirea vieții practice, au pus rânduieli în familie. Cum să te trezești dimineața, cum să te rogi, cum să vorbești. Au interpretat Biblia cu mare băgare de seamă și cu sfințenie. Eu mi-aduc aminte de rânduielile fraților și nu vreau să le calc. Că nu-mi convine, vă spun drept, acum iertați-mă, să vină o mireasă de 18 ani și să negociez cu ea ca la taraba din piață. Da, am voie să mă vopsesc, da, am voie să-mi lăstrenă, da, am voie... Mă, dar de unde le-a scos astea? De unde le-a scos astea? Că la fratele Nicu Bârsanu odată a venit o mireasă și a întrebat, cum să fie rocea din nuntă, frate? Și Nicu se uită la ea, măi, fată, știi cum să fie? Așa să o faci ca atunci când vei avea un necaz mare, sau bărbatul va fi în accident, sau copiii bolnavi, să te poți îmbrăca cu rochia aceea, să te rogi înaintea lui Dumnezeu, să știi că ești primită. Eu am spus, bun răspuns eu dat așa. Ei, ne uităm la mai mari, ne aducem aminte de ei, venim cu amintirea fraților ăștia care la noi în adunare era rugăciune de la 3 dimineața, de la 4 dimineața, săptămâni la rând, oameni care mergeau la CAP-ul și veneau și înainte de CAP-ul, săptămâni la rând era rugăciune dimineața și seara. Îmi spunea tatăl meu, botezat în 46 era el, domne, nu veneam de la câmp, aruncam sapa peste gard, întâi o rugăciune. Mama mea spunea, măi, Dragoș, măi, nu-mi place de pocăința ta, mă. Vin frați la tine, beți cafea, eu nu beau cafea, dar dacă îmi cerea unul, îi dam. Râdeți, glumiți, nu vă rugați, măi. Și la noi nu exista să intre cineva în casă fără rugăciune. Nu exista să plece cineva fără rugăciune. Prea multă voie bună, prea mult trai bun, prea mult râs, prea multe glume. Și eu spune, mama, nu, măi, Dragoș, măi, tu ești păstor, mă, fii pocăit, măi. Și acum ne aducem aminte de ei. Venim cu amintirile lor aici și câteodată parcă de rușine de pocăința noastră. Dumnezeu să ne ierte și în seara asta să ne hotărâm mai mult pentru pocăința, amin? Ce mai aducem la adunare? În Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cu cereri și mulțumiri. Aducem rugăciuni, asta le-ați adus. Mă rog, Domnul, să vă dea un duh de rugăciune. Așa, făgăduința din Zaharia. În vremea aceea voi turna peste casa lui David și locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Să vă dea Domnul duh de rugăciune, amin? Și aducem la cunoștința Domnului. Aveți necazuri, am auzit, nu? Aveți probleme. Ce facem cu ele? Le aducem la cunoștința Domnului, aruncând asupra Lui îngrijorările. Și vă mai spun ceva. Lăsați-le, nu li luați înapoi când plecați. Într-o adunare era o vedenie că veneau oameni cu sarcini, cu poveri, le lăsau la ușă, se bucurau și când plecau fiecare căuta sarcina lui, o lua înapoi și pleca. Hai să le aruncăm aici la picioarele Domnului. Aducem la cunoștința Domnului, da? În Efeseni capitolul 5, că vreau să închei cât timpul trece, cu versetul 19, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, aduceți din toată inima laudă, măi, venim cu cântări de laudă. Domnul să ne ajute, amin?
Evrei, capitolul 13, versetul 15, rodul buzelor noastre. Și aici iară spun, amin, aleluia, slăvit să fie Domnul, cântări de laudă la adresa, intrați cu laudă, psalmul 100 pe porțele lui. Doamne, ajută-ne la asta. Ce să mai aduce Osea 14:2? Aduceți cu voi cuvinte de căință. Frate, eu știu adunarea cum arăta la noi acum 50 ceva de ani. Era o adunare mare. La noi tare plângeau frate în adunare. Am întâlnit momente când 20-30 de bărbați ridicau mâinile, cântau în alte limbi și vorbeau în alte limbi. Avem cântări mai des despre venirea Domnului. Și auzim așa câte o răbufnire, că vino Doamne Iisuse, ca în Apocalipsa. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, vino Doamne Iisuse. Oameni amărâți, la colectiv, le-au luat pământul, le-au luat caie, erau năcăjiți și așa plângeau la adunare. Și așa se temeau oamenii de orice gând, de orice rău, de orice faptă, de orice privire. Și așa o mărturisau și așa plângeau cuvinte de căință. Când transformăm adunările noastre în sală de spectacole, când distrăm firea noastră pământească și Duhul nu are locul, nu-i bine, frate. Că spune că Îngerul Domnului strânge lacrimile în burduful lui, numără pașul celui de pribeag. Și odată la adunare m-am uitat, așa m-am avut o cunoștință, venea Îngerul, de ce așa platos, tunut, tunut, și cu un burduf gol și uscat, o zbura mai departe să-l duc în cer. N-avea nimeni de ce să plângă, n-avea nimeni de ce să-și ceară iertare. Și Osea spune, aduceți cu voi cuvinte de căință. Domnul să ne ajute asta. Maleahii 3:10, aduceți în visterie acasă Domnului, zeciuielile voastre, poate nu practicați zecioala sau o practicați, nu mă interesează, dar și lucruri materiale trebuie să aducem la adunare. Că la noi avem adunare, cred că e mai mare ca asta, și sunt frați că întrece colectă, nu dă nimica. Altul dă câte un leu. Și a spus, măi omule, la prețul de acum vii, lumină, încălzire, mochetă, crezi că cu leu matale suportăm noi și ești gospodar în sat, că la dâns și la casă au. Că eu când am spus, hai să facem ceva adunare într-o biserică, unul a început să cânte, creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ altar aveau și pe la furiș la miezul nopții. Eu spus, bă, tu ai lift făcut la vilă și la adunare ne adunăm pe sub pământ, nu? Păi o leacă mai frumos ca la tine acasă, adunarea trebuie să fie cochetă, elegantă, curată, frumoasă. Dar pentru asta trebuie să aducem la casa Domnului. Că ne trebuie și la adunare și trebuie și la frați. Că în Fapte, capitolul 10, versetul 35, Pavel le spunea la păstorii din Efes, acolo la Milet, și aduceți-vă aminte de cuvântul în Mântuitorul care spune că e mai ferice să dai. Când sunteți voi mai fericiți, când dați sau când primiți? Oare genetic așa la noi? Că la mine când aveam copii mici venea câte un frate și aducea o plasă de dulce. Lăsați, nu trebuia, nu trebuia. Dar nu era pe poartă și te scoșteam acolo, văd ce-o adus. Și mă bucuram când primesc. Dar când dai tot bucuria asta, oai? Eu am avut în câteva situații momente când am experimentat versetul acesta. E mai ferice să dai, adică am ajuns în locuri unde era sărăcie lucie. Au fost 3 frați și 2 au mâncat și unul nu a avut lingură. Deci nu vă spun povești. Am fost în Republica Moldova într-o zonă în care o familie cu 6 copii ne-a primit. Vă spun că frate, eu v-am primit pentru că am covoare pe jos. Nu vă spun ce viață, am dat până la ultimul leu, dar nu l-am dat cu cârtire. Că cine face milostenie să o facă cu bucurie, Roman 12:8, nu? Că dacă o faci și nu o faci cum trebuie, nu știu cât e de primită. Mie mi s-a întâmplat ca să fac din obligație. Eu stau chiar lângă adunare, aproape de adunare, am 100 de metri. Fiind ani de zile păstor și slujitor, când nu-i lua nimeni, vineau la mine, frate, pot să vin la tine? Eu am avut musafiri de care m-am bucurat, i-aș mai fi ținut o săptămână. Am avut musafiri care nu m-am bucurat că au venit.
Și mă gândeam, oare stă mult la mine? Vă spun drept, că unii-s plăcuți și unii-s neplăcuți. Am avut momente când am dat din obligație, am spus, măi, du-te de la mine, să nu te mai prind. Și după aia m-am gândit, oare cât e de primită? Că Biblia spune, cine face milostenie, să o facă cu... Că pe cel care dă cu bucurie, îl primește Domnul. Că spune 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6, că cine seamănă mult, mult va secera, nu? Dar dacă seamăn puțin, Dumnezeu să ne dea mai multă pocăință. Ce am vrut eu să spun așa scurt? Aducem jertfe duhovnicești. Ca să aducem jertfe duhovnicești, aducem întâi trupul nostru cu o atitudine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aducem rugăciuni, aducem cântări, aducem regretele noastre, aducem din darurile noastre materiale. Dacă toate să fie primite, trebuie să lepădăm răutatea. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.